Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Din nou suntem la Stupină. Și iată că am lucrat eu ce am lucrat de dimineață, dar când am ajuns în zona asta, o stare așa de emoțională m-a prins, încât cred că voi face un film cu o încărcătură emoțională cum n-am făcut vreodată. Aici, dragilor, acum două săptămâni și jumătate, pe aici alergau americanii, da? Deci, fiică mea și cuginerile meu, împreună cu copiilor, pe aici alerga Victoraș. Dragul meu nepoțel Victoraș, Ana fuseseră mai înainte, i-a primit să-și boteze unii înțepături, stătea în mașină, nu prea mai avea curaj. Dar Victor, dezinvolt, n-avea el treabă pe aici, încerca Adi să-i pună o mască, dar el n-avea treabă. Așadar, ajungând cu lucrarea pe aici, n-am putut, am oprit lucrarea și iată că am de gând să fac un filmuleț pe care îl dedic lui Victor. Da, un film, nu știu ce am să povestesc, nu știu ce am să vorbesc, dar el trece, bietul de el, printr-o perioadă foarte grea, cea mai grea perioadă din viața lui. Da, el are 2 ani și 9 luni, cred, de acum, august, septembrie, octombrie, noiembrie, 2 și 8 luni, cred că așa vine. 2 ani și 8 luni și iată, am fixat și o tablă aici, Victoraș și Ana și Maria, și vreau să fac o lecție pentru voi, pitici. O lecție de matematică, Victor, și să îți fie ții tare, să-ți fie de folos. Acum probabil nu o să înțelegi tu prea mult. N-am eu sistemul de prindere la camera aici, în sfârșit am pus-o, dacă bate vântul, e risc să mi-o dea jos. Sper să nu bate vântul. Da. Ei bine, dragilor, spuneam că îmi propun să fac o lecție mai deosebită, așa, cu având în sufletul meu și în mintea mea în clipa asta, pașii lui Victor. Îi și văd acum cum el mergea pe aici, vă spuneam mai devreme. Am fost acolo la flori. Victor, ți-amintești tu când am fost noi în câmp acolo, la afara soarelui, și am spus despre albinuțe cum acestea băgau căpușorul acolo și sugeau dulceața de la rădăcina florii, și după care plecau cu burtica plină la stupul lor acasă și spunea, fetelor, da? Ți-amintești tu toată povestea aceea. Filmulețul acela este atât de mult vizitat încât îmi creează o stare de bine când văd cam cât interes ai strânit tu, a strânit voi americanii. Așa, apropo de asta, aș vrea să veniți în fiecare an la debutul extracției, pentru că ați avut mână bună. Atunci am debutat când ați fost voi. Nu? Parcă este filmulețul acela american, ajută pe Prof Online la scoaterea mierii din producții de mierii din 2016. Îmi spun că ați avut mână bună, că am scos, așa să zicem, cam 30%, 40% și mă apropie aproape de 2 tone. Așa că veniți în fiecare an că aveți mână bună. O producție foarte bună am prins anul ăsta. Și ce să vă spun eu, Victoraș, spuneam că parcurge o perioadă grea, pentru că săptămâna asta ai plecat la grădiniță. Da? Și tu ești cel care nu îți convine deloc. Nu ți-a convenit și nu îți convine deloc chestia asta. Este un moment dificil pentru tine. Dar spun ceva, să nu plângi, fii bărbat, Victor, fii bărbat. Dă-mă încolo de treabă. Cum să plângi? Mămica ta, când era la vârsta asta, tot așa m-am dus cu ea la grădiniță și crede-mă, n-a plâns niciodată. Surioara ta,
N-a plâns nici un pic. Cam cum a plâns luni de zile a durat asta. Cam luni de zile a plâns. Dar tu trebuie să știi că n-a plâns nici o clipă. Deci, atenție multă. Acolo te joci cu copii, ai început să înveți și în engleza. Ești băiat bărbat acolo. Nu trebuie să înțelegi foarte bine că acolo sunt lucrurile cele mai minunate și este locul cel mai grozav. Așadar, să mănânci bine, așa mânca mămica ta. Mânca foarte bine. N-avea nicio treabă. Cu cât pleca dimineața, cu asta se doarcea. Doamne, aurea, parcă e cu cățică tăiată din tine, știi cum? Dar asta e. Tu trebuie să înțelegi că mămica ta a fost deosebită și nu a ridicat nicio problemă în direcția asta. Ce să fac eu acum cu voi? Mă, am atâta treabă, dar nu puteam să trec pe lângă locul acesta fără să fac filmulețul. Știi ce am să fac acum? Un filmuleț în care am să povestesc, cum să zic eu, povestea cifrelor. Așa se zice. Povestea cifrelor. Povestea cifrelor. Deci, lecția asta, ora, o să o traduci cu Ana în engleză și, așa cum spuneam, Ana, fiind mai mare, va fi, de fapt, debutul ei în ceea ce înseamnă construcția, să spunem, variantei în engleză a profului online. Am promis, mă țin de cuvânt, iată că am găsit timp acum să mă ocup de povestea cifrelor. Știți ce, cum s-a întâmplat asta? Cum de-au apărut cifrele? Cine le-au inventat? Cui a venit în minte? 1, 2, 3, acolo, ce și cum? Vă spun eu. La început de tot, oamenii n-aveau alte preocupări, altă treabă de făcut. Unii se ocupau de creșterea animalelor și alții de vânătoare și mai târziu s-au ocupat și de agricultură, adică încercau să pună semințe pe care le găseau ei acolo și să răsară, după care să culeagă roada, în sfârșit. Într-o anumită zonă mare, destul de mare, erau mai mulți prieteni. Și ei se ocupau de creșterea oilor. Măi, și când găseau și ei câte o pauză, se întâlneau acolo și spuneam, băi, am făcut anul ăsta, am mai crescut încă niște oiți, am o turmă foarte frumoasă. Celălalt spune, băi, și eu am crezut, dar mai cred că e mai frumoasă ca a ta. Eu am crezut mai multe ori. Și uite, așa se încingea discuția între ei, de nu-i putea nimeni potoli. Până când, într-una din zile, unul din ei spune așa, mă, hai să nu ne mai ciorovăim, noi nu să ne mai certăm, că cine și cum are mai multe oițe. Eu am o idee. Zice, spune-o. Cum noi suntem corecți, ca așa ne-am învățat să fim, cum suntem corecți, ne ducem, uite, câte degete avem la mână. Hai să vedem cât suntem noi aici, de toți adunați. Deci, au ca o unitate de măsură pe moment, degetele la ambele mâini. Când constată ei așa, chiar 10 sunt, nu? 5 și 5, acum spunem noi. Zice, Ionică, Vasilică, cum s-or fi numind ei acolo pentru fiecare câte un deget? Perfect, am acoperit cu degetele așa. Deci toți suntem acoperiți. Atunci, hai să ne ducem acolo, acasă, la stâna noastră, fiecare, și să facem grupe de câte 10 turme, de câte 10, câte 10, adică câte degete avem, cum ar fi pentru fiecare din noi, câte un grup, și facem în felul următor. Când am făcut prima grupă, cu ceva acolo, scrijelăm pe, cum se spune, nu, hai să zicem așa, cu un băț, punem un semn pe pământ, o liniuță, da? O liniuță. Și pentru a doua grupă, încă o liniuță.
Și pentru a treia grupă, încă o liniuță. Și așa mai departe. Facem fiecare, făcând grupe mici de câte, spunem noi acum, de câte 10. Asta o facem fiecare la stâna noastră. Câți am spus că sunt în total? Am spus că în total sunt... Câte degete sunt ambele mâini? 10, da? Ciobani. Ciobani, de ce? Cei care aveau stânile respective. Și începe treaba. Ia să vedem dacă am dat drumul la cameră. La înregistrare. Păi am dat, mă, ce vorbești. Aș fost interesant să nu înregistrez. Povestea mea, fără să vină la drumul, aș fost în zadar. Bine. Asta face primul. Al doilea. Face și el așa. Și își notează. Al treilea. Iar își pune și el. Al patrulea. Își pune și el. Al cincilea. Își pune și el acolo. Pe o bucată ceva de, spuneam, pe pământ cu liniuțele acelea, pe o bucată de argilă. Ca să fie semnul păstrat. Da? Și uite așa, își pun fiecare liniuți pentru oițele, pentru câte grupe de câte 10 faci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și în sfârșit, ultimul își face și el. Ei continuă să pună liniuțe pentru câte grupe or fi avut de făcut. Da? Liniuțe pentru fiecare grupă de câte 10. Și continuă așa și tot pun liniuți. Surpriza mare, ei nu știu unul de altul, deci nu știu unul de altul, și când se întâlnesc, surpriza mare este că același număr de liniuțe este și la unul și la celălalt. Numai că primul spune, mie nu mi-a rămas nicio oaie. Deci nimic. Al doilea spune că i-a rămas o oaie. Fac într-un cerculeț. La primul n-are nimic, nicio oaie. La al doilea, la al treilea, spune că i-au rămas două oițe. Al patrulea i-au rămas. 3, 4, da? 5, 6 i-au rămas următorului. Următorul, 7, 8, și în sfârșit, ultimului au rămas 9 oițe. Prin cerculeț am notat oițele care au rămas după ce au făcut grupe. După ce au făcut grupe de câte 10. Acum nu mai încape discuții, că și-au dat seama fiecare după în momentul în care s-au întâlnit, cum numărul de grupe a fost același, numărul de liniuți, e clar că cel mai mult a avut ultimul, el a rămas, nu mai putut completa o grupă, da? Nu mai a avut cum să facă o grupă de 10. Dar i-au rămas acestea, 2, 4, 6, 8, 9, spunem noi acum. Celălalt cu... Și ordonarea s-a făcut perfect, perfect. Cel mai bogat era acesta. Adică cel care avea cel mai multe oi, apoi următor și mai departe. Primul avea cele mai puține oiți. Numărul de grupe de 10 era același. Da? Același număr de 10. Respectiv. Nu, s-au împăcat foarte frumos, a spus, da, bă. Deci asta este un lucru perfect făcut. Suntem clari acum, știm care are cea mai frumoasă stână de oi, da? Numărul cel mai mare. Dar mai stat și-o mai analizat. Hai, zice, să spunem, să marcăm prin niște figuri, niște semne, ce înseamnă că au rămas o singură oaie, ce înseamnă că au rămas două oi,
să avem niște simboluri. Și atunci, pentru o singură oaie, au desenat simbolul ăsta, nu? Pentru nimic au făcut 0, un cerculeț așa, un O. Pentru două oi, un simbol în felul ăsta. Pentru trei, iată-l, așa au desenat. Apoi 4, apoi pentru 5, apoi pentru 6, apoi pentru 7 oițe. Simboluri. 8 și 9. Iată, dragilor, povestea cifrelor. Cum au apărut cifrele? Care a fost motivul pentru care au fost introduse cifrele? Deci, din nevoia de a recunoaște un singur stup, o singură albină, un cățel, un purcel, o oiță, s-a folosit simbolul ăsta, da? 1. Așa l-au desenat. Apoi 2 pentru 2 oițe, 3 pentru 3 oițe și așa mai departe. Din momentul acesta a început dialogul pentru ceea ce înseamnă construcția, da? Numerelor, a cifrelor. Pentru că pentru două grupe, pentru o singură grupă de 10, folosind 1 și cu 0, au creat cifra numărul 10. Pardon. Au creat numărul 10. Deci atât din combinații de acum, a acestor simboluri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, putem construi ușor, ușor tot felul de numere. Nu? Apoi 2 urmat de 0, 20. Apoi și mai departe. 9 urmat de 0, 90. Așa am construit. Nu? O singură grupă de 10, adică pentru o singură grupă de 10 aici este 10, construit așa. Pentru două grupe de 10, da? 20 și așa mai departe, 90. Pentru 10 grupe de 10 s-a construit următorul număr, 1 urmat de 2 zerouri. Adică 10 de 10, iată, suta s-a construit, nu? Iată un număr din 3 cifre. Dacă punem 2 urmat de 2 zerouri, 200. 3 urmat de 2 zerouri, 300. Și așa mai departe. 900. Da? 900. Sigur, avem șansa acum să vedem de aici și construcția următoare. 10 și plus 1 egal 11. Adică 2 de 1. Adică în locul grupei de 0 de aici apare 1 acesta, 11. 10 plus 2, 12. Și așa construim numerele, nu? Cum și observați, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Ana și în engleză, da? Dacă ai fi lângă mine, ai spune. Și tu, Maria, tot așa de bine. Noi și Maria în București, în București, știi engleză, acum că s-au găsit cele două verișoare, au discutat mai mult în engleză. Eram la mare cu toții acolo și cu oricât sunt în Leau, el vorbeau numai în engleză. Sigur, asistam și eu acolo și spuneam, băi, spune și ceva, spune și în românește, bă, ca să înțeleg și eu. Da. Deci, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Și pe urmă, 21, 22 și așa mai departe. Da? Deci, observați că cifra asta
când sunt de două cifre, cea de pe locul a întâi aici indică zecile. Câte zeci sunt? O singură zece, la care mai punem unul 11, mai punem încă unul la 10-a respectivă, dacă punem 2, fac 12, 3, 13 și așa mai fac. Așa învățăm ușor să numărăm, înțelegem mecanismul de formare a numerelor și vă promit că anul ăsta voi face, mă ocup de la clasa 0, pentru că nepoțelile amândouă, și cea din America și cea asta din România, Maria, încep cu clasa 0 și este important ca să trecem, să prindem bine mecanismul. Că această parte mecanicistă din a reține și numără, cum să spun, de reflex, fără să înțeleagă cum anume se procedează, este cât se poate de păgubat să nu te ajute la nimic. De aceea, Prof. Online este decis ca anul ăsta să poată să parcurgeți clasa 0, 1, 2 și 3. 0, 1, 2 și 3. Da? La 4 ai făcută, a 5 ai făcută, a 6 ai făcută, a 7 ai făcută, că facem și clasa 8-a. Să prindem, dragilor, marea mea problemă este asta. Să încercăm, iată acum de timpuriu, să-i determinăm să înțeleagă mecanismul de la formarea numerelor. Pentru că, din păcate, totul este mecanic făcut. Refuz să cred că copiii trebuie să aibă o gândire mecanicistă de aceasta și nu avem deloc răbdare să le înțelegem mecanismul, procedeul acesta de gândire. Ei au o inventivitate extraordinară și în loc să o amplificăm, noi o eretezăm elanul, spune, face așa ca așa spune. De ce facem așa? Păi așa e bine. Așa e bine, asta nu e răspuns. Trebuie concret să putem pătrunde și să îi facem să înțeleagă. Deci, nu mai am timp să stau prea mult aici, dar am vrut doar așa. Pentru tine, Victora, și pentru tine, Ana Maria, și mai târziu Mihai acum are treaba lui când va veni timpul, și pentru toți copiii, de oriunde ori fie ei, vorbitorii de limba română, și poate mâine, în momentul în care Aura vei înțelege ce înseamnă chestia asta, ca să dai drumul la un site și în engleză, lucrurile acestea vor să fie spectaculoase. Ai văzut când ai fost aici și am făcut traducere, fixarea lecției în engleză, ce minunat s-a întâmplat. Tu ai puterea, chiar dacă timpul tău este extrem de limitat și ai foarte multă treabă de făcut, găsești timp, pentru că nu e nimic mai important. Nimic mai important decât să poți să-ți urmărești copiii, să-i poți ajuta. Da, de ce tot spun la ora, parcă Adi n-ar fi acolo. Da, Adi, sigur că mă fugi mintea la tine și spun că mi-ai făcut cel mai frumos cadou din totdeauna. N-am primit niciodată, până în momentul de față, acel cadou frumos când la lecții ai, la sfârșit, ai venit și mi-ai spus acolo că vrei să comentezi ceva și ai vorbit despre faptul că am fost cel care am vegheat cu multă grijă, cu drag, cu atenție la evoluția ta, fiindu-ți profesor încă din clasa a 8-a, pe perioada de a 8-a, nu? Noi ne-am întâlnit și am făcut lecțiile acolo cu copiii cei care urmau să fie elevi ai mei. După aceea, într-a noua, sigur, mai fost în direct, fiindu-ți și diriginte, și a fost o frumusețe. Îmi doresc din tot sufletul să trăi bucuria care am trăit-o eu, pe perioada aceea de liceu, să ai șansa să-ți crești ginerile așa cum am făcut-o eu, nu? Este superb, este superb. Când ai apărut atunci, m-a sunat cineva și mi-a spus: domnul profesor, am plâns cu dumneavoastră deodată, nu mi-am putut închipui că există așa un moment înălțător, superb. Nu, n-a fost, nu m-ai anunțat, nu știu cum ți-a venit acolo. Am văzut doar atât că Ana era blocată, era în bancă și era într-o stare de... Nu-i venea să creadă că Bubu, cum așa, plângi că râdea cu lacrimi în ochi și ții tunătau la ochii, era ora redusă la tăcere. Voi mi-ați făcut o zi frumoasă, minunată atunci, n-am să uit toată viața.
e rămâne pentru mine un lucru nemaipomenit. Îți mulțumesc, Adi. Încă o dată îți mulțumesc. Ce să mai spun? Mă copleșesc emoțiile. Mai bine vă păresc aici lecția. La revedere, dragi.